Pensația globală. Sesia. Eu știu că se formează datorită poluării aerului care se fac oameni, fabrici, mașini. Știți ce înseamnă încălzirea globală? În ce costă ea? Încălzirea aerului. Așa? Alte idei? Ghețarea este când vrea să vrea să se ne mine și poate deja continuă. Așa? Alte idei? Încălzirea globală constă în faptul că temperatura Pământului crește. Știți de ce? Ați auzit vreodată de scaun de seră? Da. Care vă vorbi despre care sunt cauzele. Ce duce la încălzirea globală? Eu, de fapt, mi-am interesat să fac un dialog cu voi. Voi cum vedeți ce cauzează încălzirea globală? La ce puteți menționa cineva menționa cauzele? Cum crezi? Ce cauzează această încălzire globală? Prin reunarea emisiilor de carbon. Este un... Într-un punct este transport. Ok, deci, de exemplu, atunci că chiar și în faptul că majoritatea dintre noi folosesc becuri care se bazează pe incandescență, adică becuri obișnuite, ele sunt însă mult mai cheltuitoare decât cele fluorescente, adică becurile în grană, dar foarte puțin dintre noi ne folosesc aceste becuri. Acesta este un tip de activitate care dominează foarte mult mediul. Și, de asemenea, un alt cea de activitate este agricultura. Dar noi poate să fac anumite acțiuni pentru a stopa cât de cât încălzirea globală, după ce s-a vorbit cu regulamentul. Da, mai dat la comandaj, suntem despre ce facem noi pentru a diminua poluarea atmosferii sau a mediului înconjurător. În primul rând, organizațiile mondiale au adoptat anumite convenii în care limitează numărul automobilelor care emit CO2 în atmosferă și mai multe restricții. Folosește energie alternativă. Voi ați auzit de energie alternativă de acest gen? Tu ai spus că ai zis. Nu, eu. Energie alternativă presupune folosirea mai mult condițiilor naturale, de exemplu, energie eoliană, energie vântului, e mai mult vântul, sau zic? Energia solară, panoul solar, care este logice. Acestea presupun acoperișul vers, deasupra locuiților se plantează arbori, spișuri, în acest caz, temperatura se menține mai mică, din timp este supra încălzire în oraș, în metropoli, în metropoli. Ce nume să-i dau zilei ce-a trecut? Lumea să știe ce-a pierdut. 7 zile strânse în calendar nu fac la un loc un sfert măcar. Din ziua mea, din noaptea ta a început o nouă zi.
în acești pașnică pentru că la toată toată jucătării globale. Pe de acțiune noastră, se gândesc la răzbarea schimbării automat și se gândește ghetorul panetinos. De ce ar fi bine să folosim energie alternativă ca să contribuim la stoparea încălzării globale? Deoarece din noi depinde să protejăm lumea în care suntem.